Vă salut, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog, tot din Vama Siret. N-am cum să filmez în altă parte, asta fac de o săptămână. Suntem în data de 8 martie, mare zarvă pe aici, mare agitație, se așteaptă să ajungă Prințesa Margareta, toată lumea e pe poziții, lucrurile aici se schimbă de la oră la alta, a nins destul de tare, acum o jumătate de oră, suntem ajuns aproximativ de oră. Continuăm să transportăm oameni în autocar la Cluj. De la Cluj îi cazăm și îi ajutăm să ajungă la destinațiile lor. Am fost parcați cu autocarul acolo în față la Crucea Roșie și obligatoriu trebuie să mutăm autocarul pentru că trebuie să se vadă când ajunge Prințesa Margareta, Crucea Roșie. Mă uit după un grup de 9 persoane, trebuie să ajungă să-i punem un autocar și nu îi găsesc. Am vorbit cu ei, urma să meargă să-și ia familia și să vină la autocar, dar nu-i mai găsesc. O să ne găsească ei după geci. Prietenii mei de la Dobric, astăzi sunt împreună cu ei aici, Uțu Zăgrean, Bighidiu. Am avut nevoie de personal, i-am sunat și cu drag au venit să-mi ajute. Dragilor, după cum ați putut observa în vlogurile anterioare, noi facem acțiunea asta împreună cu comunitatea din care facem parte și astăzi sunt bucuros să am ca și coleg de teren pe pastorul bisericii noastre, fratele Daniel Bujeniță, a venit cu noi pe teren, s-a implicat foarte mult acolo acasă, la biserică, unde ajungeam cu refugiații. Dar aseară când mi-a spus că o să vină cu noi pe teren astăzi, m-am bucurat extrem de mult. Suntem împreună aici, am umplut un autocar, mai trebuie câteva persoane și deja plecăm cu primul autocar. Frate Daniel, cum ți se pare ceea ce ai văzut aici? Una este ce se vede aici și alta ce se vede acasă. Într-un mod special acasă la Cluj. Pentru cei din județul Suceava, tot ceea ce înseamnă conflictul din Ucraina se vede cu alți ochi, pentru că ei au fost expuși foarte puternic la ceea ce înseamnă refugiații ucrainieni, pe când la noi în Cluj acest fenomen a fost mai puțin resimțit. În același timp, cred că nu putem să stăm nepăsători și să arătăm indiferență față de ce se întâmplă la granițele noastre. Pe această cale, încă o dată, îi dau slavă lui Dumnezeu pentru membrii Bisericii Vestea Bună, care cu dragoste pentru cei care au nevoie în momentele astea de asistență, au putut să facă o diferență prin implicarea directă aici în Vamă, ducând spre Cluj, oameni care au fugit pur și simplu din calea războiului. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le răsplătească tot ceea ce au făcut dezinteresat pentru oameni, demonstrând în felul acesta dragostea lui Dumnezeu care este în inimile lor. Aprecieri, Ghiță și tuturor voluntarilor care aproape zilnic au venit în Vamă, ducând spre Cluj, trimițând spre Europa sute de refugiați care au ales să fugă din calea războiului. Vă binecuvintez în numele Domnului și să ne rugăm pentru pacea Ucrainei. Mulțumesc. Dumnezeu să privească cu milă spre țara vecină și să se înceteze tot ceea ce înseamnă acest conflict dintre Rusia și Ucraina. După cum ați observat, Prințesa Margareta și Radu din România sunt acum aici. Mâine am o discuție cu Zăgrean. Ai dat mâna cu ea? Nu, că n-am. N-am mai încăpun de. Până doamna Margareta dă interviuri, noi ne grăbim să plecăm cu primul autocar. Trebuie să intre al doilea pe poziție. Aici deja avem o persoană în plus. Ne
chinuim să vedem cum face. La bunică și lor, pentru că și ei tot pentru Cluj-i, da. Același lucru, 10-15 minute. Ok, să spun. Da, să fie, da. Ok, spun un pic pe-n voi. Deci, așa, și zi te rog, există camera, mama și copilul aici, unde e cald, uite acolo unde e la roșu. Exact. Unde e cald, ne poți să-ți dea la căldură 15 minute până vine cu celălalt autocar. Mă duc eu după ele. Ele. Și domnul... Da. Please, God bless you, that you will be nice. Okay, very good. Thank you. Welcome. Da, unde pleacă? Pace. Familia aceasta pleacă, o să-i ducem până la Cluj, o să-i cazăm acolo, să le căutăm bilete la avion înspre Turcia, Istanbul sau Ankara. Pe urmă de acolo o să plece înspre Azerbaijan. Cum vedeți, a intervenit salvarea, dar nu știm exact motivul. Era o mămică și cu o fetiță. Probabil ceva atac de panică. Cum e, Dani? Acum mai am venit niște copilași că să ajungă în Germania, acum încercăm să vin ce putea face. Suntem aici cu o bătrânică de 81 de ani, portată în căruț, slăbită și obosită. Așa se marchează 8 martie undeva în Oțel. Aici foarte mulți voluntari, flori pregătiți să dorească. Ага. Брат говорит, что будем отправляться с Божьей помощью. И перед отъездом будем молиться нашему Господу. Да, да, да. Чтоб берег, охранял, чтобы все было благополучно. Если вы не против. Нет, спасибо, нет, нет. Наоборот. Во имя Иисуса Христа, сейчас мы поклоняемся перед Тобой, и Ты и просим, чтобы Ты смотрел милостью над нами, потому что Ты есть Господь и контролируешь все. Даже вы, которые находитесь здесь, выехали с Украины. Я молюсь за эту страну, чтобы Бог дал мир. Я молюсь за те семьи, которые остались там, чтобы мир остался в их сердцах. Молюсь также за вас, которые находитесь здесь, чтобы мир был и в ваших сердцах. Я прошу, чтобы твоя охрана была в эту дорогу. И молюсь, чтобы Бог берег вас каждого, пока не приедет конечный пункт. И выше всего я прошу, Господь, чтобы каждое сердце остался Господином. Я молюсь тебе, потому что ты великий Бог. Во имя Иисуса Христа. Амин. Al doilea autocar full pe ziua de astăzi pleacă spre județul Cluj-Napoca. Și intră altul la rampă. Ne avem de încărcat încă un autocar. A mers destul de bine. Personal am avut ceva emoții că e multă muncă. Baza de date, să strângem datele oamenilor, să băgăm în baza de date, să le centralizăm. Dar a mers destul de bine, am avut voluntari și... Polonia. Ea e mătușa copilul. Copilul este major, deci nu-i da, da, da. Și am adus la dumneavoastră că știu că sunteți siguri. Așa.
din Cluj, există avioane la Olanda, în Amsterdam. Înainte erau în condiții normale, nu știu acum dacă nu s-a schimbat cu pandemia asta, dar era în Cluj în toate părțile. Și sunt variante, nu, din Cluj sunt variante, tot fel de variante. Nu știu. Ea spune, da, cu escală. Și cu escală. Da. Mai veniți și zilele următoare? Domnul președinte, zilele următoare venim? Mâine două? Mâine două. Primul tot așa pe la 10 veniți sau? Primul la cât ajunge? Pe la 10? 10, 12. Ca și astăzi n-am mai întâlnit atâția bătrâni. Chiar în căruț cu rotile sau cum se spune, cărucior cu rotile. Bun. Mă duc, sper să mai găsesc, mă duc să cer flori pentru acasă. Aseară am ajuns la 10 și ceva și la 3 azi noapte am plecat. Și astăzi e 8 martie, pe voluntar îmi dați câteva flori. Am plecat la 3 azi noapte de acasă și ajung târziu și... 4-5, dacă rup una măcar să am. Vă mulțumesc frumos. Am două fetițe acasă, soția și... Mulțumesc. Am cerșit flori ca să duc acasă la scumpa mea soție, la două fetițe și la mama lui Roxana. Am ajuns aseară în jur de ora 10 și pe la 3 azi noapte am plecat. O să ajung din nou acasă târziu de tot, poate chiar 1-2 noaptea, dar să le duc și eu câte o floare de 8 martie. Pentru că cu Roxy și cu mama lui Roxy o mai scot la capăt, dar cu Sara, dacă nu-i iau ceva cadou, nu știu, nu mă mai primește acasă veci. Dai nam sovodni, i proste nam proveni naši, jak i me prošćajem vinovacam našim. Gde na svoje iskušanja, no izbav nas od lukavo. Amin. Amin. Rozpus fratel nostru ukrainian. Slava Ukraina! Нехай Бог оберігає вас. Ми молимося за Україну і за всю рідну вашу. Вірю, що Бог буде оберігати вас і не лише у біді. Якщо ви лишили вашу рідню в Україні, Бог молиться за них. Și vă va binecuvânta să ajungeți acolo de dorință. І нехай Бог помогає, щоб ви добралися туди, де ви хочете. Tot ceea ce facem, facem în dragoste pentru Dumnezeu și pentru voi. То, що вони роблять, вони роблять у благу Богові і для вас. Ніхто їм не платить, це що все безкоштовно роблять для людей і для Бога. Люблять вас, як Бога. Momente frumoase în autocar. E ora 3 dimineața. Am exact 24 de ore de când am plecat de acasă. Dar am mai țipit pe drum când am mers. Noaptea trecută în microbuz. Pe autocar am țipit ceva. Încoace foarte puțin, dar am dormit. Încolo pe microbuz am dormit mai mult. Și acum ajung acasă. Mulțumim că v-ați uitat până la capăt și ne vedem în vlogul următor.